Uneori, cei care trebuie să aplice legea sunt și cei care o încalcă. Un echipaj de poliție a fost filmat în timp ce sfida mai multe reguli de circulație. Mașina de poliție se afla în spatele unui tir. Iată imaginile pe o șosea cu linie continuă și în curbă. Totuși, asta nu l-a oprit pe polițistul de la volan să intre în depășire. Din fericire, chiar în acel moment, din sens opus, nu venea nicio altă mașină, dar teribilismul oamenilor legii putea duce la o adevărată tragedie. Până în acest moment, poliția nu a avut nicio reacție cu privire la acest incident și nu se știe de unde provenea acest echipaj. Asta e poliția română.